Românii nu se asociază pentru că păstrează încă amintirea vechilor CAP-uri. În exemplul următor, deși vom găsi fermieri care au trecut prin acestea, au înțeles că asocierea este benefică. Cooperativa Dovrăgea Sud este înființată de 3 ani. A fost gândită și plămădită în alți 3, pornită de 11 fermieri pe 7.000 de hectare și a crescut astăzi până la 27.000 de hectare. Da, mă numesc Sofonă Nicolae, sunt președintele Cooperativei Agricole Dovrăgea Sud din județul Constanța, cu sediul la ora actuală în orașul Techirghiol. Înființată în martie legal, când ne-au ieșit actele, 2009, deci ne îndreptăm spre al 3-lea an de funcționalitate. Până când am ajuns în acest stadiu, am purtat discuții circa 3 ani de zile, până când un grup de 11 fermieri am luat hotărârea să o înființăm, la început 7.000 de hectare. La ora când vorbim, am ajuns la peste 27.000 de hectare. Profilul este de culturi vegetale, cereale, plante tehnice. Scopul, să cumpărăm împreună și să vindem împreună. Una e să cumperi fiecare cu bucățica și să vinzi cu bucățica și alta e să vinzi în grup. Nu le-a fost ușor. Legislația nu-i ajută, dar au satisfacția că pot obține prețuri mai bune la achiziționarea inputurilor și se bucură de avantajul unui preț mai bun la vânzarea produselor. Adevăr, a fost destul de greu, pentru că legea după care ne-am înființat nu ne ajută sub nicio formă. Practic, sunt articole din lege care pune piedică la o astfel de asociere. Este foarte greu pentru că prin lege, practic îți impune să desfaci 75% din producția realizată prin cooperativă, ceea ce este foarte dificil, pentru că cele 25% care ți-ar rămâne în curte pentru plata arendă, sămânță practic nu în cap. Membrii cooperativei sunt liberi să aleagă ce își doresc să cultive, ce inputuri și ce semințe să folosească. Ei caută de regulă firme cu tradiție pe piața românească, firme serioase și nu se ghidează după preț sau după termene de plată mai lejere. Deci, cum procedăm? Cooperativa găsește beneficiari de la vânzare și furnizori de inputuri. Raportat la cererea fiecărui membru din cooperativă, că nu se impune deocamdată absolut nimic. Ce substanțe să folosească, ce soiuri să folosească, totul se găsește prin informațiile de la cooperativă sau la simpozioanele la care participăm. În același timp și la vânzare găsim beneficiari. Facem, să zicem, un fel de licitație în plic închis, o cerere de ofertă și cea mai bună soluție la cumpărare de inputuri o alegem. Cu termene de plată foarte bine stabilită, e vorba de plată cu bani în cash, cu plată la termen. Până acum, în ultimii ani, n-am avut nicio problemă din acest punct de vedere. Vedeți dumneavoastră, până vom ajunge la sistemul de afară, că nu sistemul comunist a inventat cooperativa. Noi am avut la cooperativa noastră anul trecut, în iunie, o cooperativă din Franța. Diferența era că erau crescători de animale, de vaci cu lapte și noi eram cultivatorii de pământ, da? Aia era înființat în 1950, că la noi în România nici nu se vorbea de așa ceva. La început au fost 1000, în 2010 rămăseseră 100, aveau fabrică de prelucrare laptelui care însemna 1.000.000 de hectolitri de lapte pe cap de an, ori la ora asta în România, crescătorii de lapte, de vaci cu lapte rămân cu zero și smântâna rămân la cei care prelucrează. E foarte dificil să transformăm niște mentalități, au rămas niște suspiciuni, stai că ăla face drept. Atâta timp cât jocurile sunt corecte, n-are cum. E singurul interesul nostru este să cumpărăm cât mai ieftin, să vindem cât mai scump. Pentru că profitul se regăsește nu la cooperativă, nu. La ora asta se regăsește la fiecare fermier în față, în parte prin prisma prețurilor cu care cumpără. Ca plan pentru viitor, își doresc acum să cumpere prin cooperativă o stație de recondiționat semințe. Noi le dorim mult succes!